E frumoasă viața pe pârtile de la Păltiniș, nu-i așa, domnule președinte? Sunteți acolo profund întristat? Sunteți profund îngrijorat pentru ceea ce s-a întâmplat la București? Pentru cei 6 decedați din spital? Pentru cei 6 oameni care au ars? Sunteți profund preocupat pe pârtile de la Păltiniș? Nu-i așa că nici măcar n-ați avut timp să transmiteți condoleanțe familiilor, nici n-aveați cum. Pentru că atunci când v-ați ținut așa zisa conferință de presă, de fapt n-a fost nicio conferință de presă, ați refuzat pur și simplu să vorbiți cu ziariștii, nu se cunoșteau numele celor decedați. Pentru că slujbașii dumneavoastră sunt irresponsabili, oamenii numiți de dumneavoastră, deci n-aveați cui să transmiteți nici de acolo, nici de pe serpentinele spre Păltiniș, condoleanțe nimănui. Iar acum schiați profund îngrijorat. Halal, președinte, avem.